tot așa în weekend, vorbeam despre disparițiile misterioase dintre noi a 17 oameni în intervalul 4-7 aprilie la Spitalul Sfântul Pantelimon. 17 oameni care să moară la ATI așa repede? 4 zile, da. 4 zile 17 oameni? 4 zile 17 oameni. N-am mai auzit așa ceva niciodată în viața mea și se pare că nimeni altcineva. Spitalul a fost imediat denumit Spitalul Morții, că așa se întâmplă. Iar cauza comună, cauza care ar uni toate aceste dispariții, a fost neadministrarea unui medicament, a unei substanțe, noradrenalină, și care ar fi fost o chestie comună. S-ar putea să mă înșel pentru că nu mă pricep. La cercetări ulterioare s-a descoperit că în Spitalul Sfântul Pantelimon exista suficientă noradrenalină pentru toți 17. Repet, 17 oameni morți într-un singur spital, în aceeași secție, în 4 zile. Nu vi se pare mult? Urechile mele! Să scăpăm de ei, să scăpăm de pat! Nu mai avem pat! Nu mai avem pat! Ei l-au omorât! S-a lăsat singur ca un câine acolo! Este recunoscut ca Spitalul Morții de toată lumea din cartier. Strigătul sfâșietor al durerii și al disperării a răsunat la porțile Spitalului Sfântul Pantelimon, numit acum al morții. Rudele pacienților care s-au stins la terapie intensivă, exact în perioada în care există suspiciuni că ar fi fost omorâți cu zile, au venit să ceară explicații. Nici nu l-a intubat! El și avea decât o mască, singur într-un salon, și am zis, vă rog, doamnă, lăsați-mă să-i aprind o lumânare pentru ultima dată. Și mi-a zis, n-ai voie, l-a lăsat singur ca un câine acolo. Tatăl meu murise deja când ei l-au intubat, că are gura ruptă. Vă arăt poză cu el decedat. Aceste două femei îndurerate povestesc că tatăl lor ar fi ajuns cu ambulanța la Spitalul Sfântul Pantelimon pe 3 aprilie, că era conștient, dar grav bolnav. O zi mai târziu aveau să primească teribila veste. Însă, în tot acest timp, susțin că ar fi fost martorele unor scene halucinante și că ar fi auzit din gura unor asistente și doctori vorbe care te înfioară. Eu cu urechile mele am auzit că s-au săturat de oameni de ăștia care sunt pe ultima 100 de metri. Iar au venit ăștia aici la noi să moară. N-a vrut să-l ajute cu nimic. L-a mutat de la parter la etajul 4, de la 4 la 2. Bărbatul fusese diagnosticat în urmă cu 8 ani cu o tumoră la plămâni. A primit tratament și a supraviețuit. În ziua respectivă îi scăzuse tensiunea și se simțea rău. Însă fiicele sunt convinse că cineva i-a grăbit moartea. Acest bărbat a venit cu dovada clară că unul dintre medicii de la ATI a fost sancționat de către Direcția de Sănătate Publică pentru că nu ar fi respectat protocoalele în cazul mamei sale, moartă și ea în același spital. Ajunsese aici în octombrie anul trecut cu complicații la plămâni după COVID. Și am ajuns la spitalul acesta, care este recunoscut ca Spitalul Morții de toată lumea din cartier. Ei bine, datorită faptului că nu a fost chemat infecționistul și medicii de la ATI au fost indolenți și nepăsători pe perioada de weekend, leucocitele numai că mi-au crescut atât de mult încât a murit. În câteva zile a murit. Omul are de gând să facă un denunț la parchet, astfel încât ancheta să fie extinsă. Nu vă mai spun că a fost odată și aparatul nu era conectat. Aparatele alea care le vedeți de măsoară pulsul, nu știu ce, respirația și nu știu ce, nu era conectat. A, da, e firul desfăcut, a, da, ia uite, nu știu ce. Adică, domnule, te crucești. Până în momentul de față, singurii care nu se crucesc în fața acuzațiilor cutremurătoare sunt managerul spitalului și ministrul sănătății. Spun că nu ar exista dovezi că unii dintre medici ar fi dispus scăderea dozei de noradrenalină administrată celor de la terapie intensivă ca să elibereze paturile supraaglomerate. O să analizăm fiecare deces din acea perioadă în parte și comisiile abilitate nu au fost plângeri până în momentul de față. Familiilor le transmitem condoleanțe, ne pare rău de aceste decese, ceea ce s-a delimitat până acum este că aceste decese nu puteau fi evitate. Nu sunt până în momentul de față elemente care să susțină aceste acuzații, dar asta nu înseamnă că nu mergem în continuare cu investigația. Aceste 17 decese care s-au întâmplat în decursul celor 4 zile, între 4 și 7 aprilie,
sunt absolut regretabile. Lumină trebuie să facă anchetatorii. Polițiștii de la omoruri au cerut deja parchetului să dispună exhumarea celor 17 cadavre ale pacienților morți în perioada 4-7 aprilie. Până atunci au fost ridicate documente din spital și imagini de pe camerele de supraveghere montate pe holuri, căci la ATI nu există. Iar două asistente care lucrau pe ture diferite și șefa serviciului de îngrijiri medicale din spital, cea care a făcut plângerea, au fost interogate deja. Anchetă în curs și nu am voie. Da? Haideți, vă rog frumos. Femeia este cea care susține că ar fi aflat de la o asistentă despre ororile de la terapie intensivă. Nu este exclusă nicio răfuială între asistente și medici, însă anchetele vor trebui să ne arate adevărul. Dacă e vorba despre o răfuială între asistente și medici, lucrurile se complică, pentru că toată lumea este cadru medical, până la urmă, și nu putem să... Nu cred că această răfuială și-ar avea locul în condițiile în care în paturile alea sunt niște oameni care suferă. Eu asta voiam să zic, ok, dar nu se pot răfui altfel. Trebuie să moară 17 suflete ca să se Dacă o fi adevărat, așa se presupune. Noi, bineînțeles, că luăm toate informațiile. Pot fi mai multe, pot fi mai puține. Da. Ca să nu mai spun că, de fapt, lucrurile pare că se tot perpetuează și se repetă de ceva vreme și până în acest moment, despre care nu s-a știut neapărat. Sau... S-au făcut niște declarații la un moment dat. Mm-hmm. Este vorba despre domnul Vasile Barbu, despre care noi discutam, domnul președinte al Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților, despre protecția pacienților, ar trebui să vorbim chiar cu domnia sa. Bună ziua, domnule Barbu! Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua! Vă mulțumesc pentru invitație! Vă mulțumim pentru faptul că protejați pacienții, iar în cazul acesta ați intervenit cu niște declarații care ne-au lăsat mască. Undeva spuneați că pe data de 12 aprilie ați primit niște informații dinspre Spitalul Pantelimon, cel puțin îngrijorătoare atunci. Știți la ce ne referim? O să-mi permit să vă citez. Ați spus așa. Acum o lună am primit telefoane de la pacienți și personal medical că miroase a cadavre. Morga era plină, erau și pe podea depozitate cadavre. Ar fi existat 46 de decese. Da, mă refeream la o altă perioadă, nu la cele 17 decese de acum. La o altă perioadă. Era o altă perioadă, sigur că da, dar mai mult. Dar în același spital, vorbim despre aceeași instituție. Aceeași instituție. Am monitorizat-o începând cu luna decembrie. Uh-huh. Chiar era ziua de Sfântul Nicolae. Am fost sesizat de câțiva aparținători de pacienți cărora le muriseră pacienții și îi vizitaseră cu câteva zile în urmă. Nu li se păreau că sunt pacienți muribunzi. Și la un moment dat au sunat, m-am deplasat chiar eu personal și cu o colegă și... Bineînțeles că am încercat să discutăm acolo cu personal medical. Vreau să vă spun că în toată această perioadă era o teroare stabilită, făcută, provocată, dacă vreți, de managerul instituției, de directorul medical și, culmea, și de șefa de la terapie intensivă. Îi împăcau tot timpul că noi avem informații de la fosta șefă, o terorizau și pe fosta șefă de la ATI, cu toate că nu ea este cea de la care noi am obținut informații. Pur și simplu s-au oferit asistenți medicali, medici din spital, medici din secțiile de spital. Deci nu a fost vorba, este, cum a spus asta la început, că există acolo un conflict. Dar conflictul este, dacă vreți, mai mult pentru o fumigenă, aruncând vina pe acea doctoriță și asupra asistentei care a reclamat și acum se fac presiuni din datele pe care le avem asupra directoarei medicale care de asemenea a sesizat, dar noi nu am avut informații de la aceste persoane. Ne-am deplasat personal, le-am obținut de la bodyguards, le-am obținut de la alte asistente medicale, de la infirmiere, de la medici. Și într-adevăr situația era atât de gravă pe cum ați spus dumneavoastră? Și atunci? Sigur că da, era destul de gravă că noi am urmărit unul dintre indicatorii de bază, eu sunt și vicepreședinte la Consiliul Național pentru Siguranța Pacienților, iar mortalitatea în spitale ne interesează, bineînțeles, pentru că și acest Consiliu are niște obiective, are
sigur că da, vrea să reducă foarte mult mortalitatea și să îmbunătățească actul medical și interesează foarte mult siguranța pacienților. Iertați-mă doar o secundă, am o întrebare de om netrecut prin asta. Dacă se știa de câtva timp de faptul că acolo erau 4-6 de cadavre, dacă se știau lucrurile astea, dacă medicii vorbeau, asistentele, bodyguards-ii vorbeau, nu putea fi prevenită catastrofa din 4-7 aprilie, exista un precedent deja. Trebuia făcut tămbălău încă de pe atunci. Nu, să vă spun de ce. Că noi când am sesizat acest lucru, am vorbit și cu managerul instituției. Iar managerul instituției a spus că nu este adevărat, că este o mascaradă aruncată de unele persoane, că este totul o minciună. Dar există dovezi? Domnii și doamnele care vorbeau cu poze? Sau cu ceva? Așa pe gură pot să spun și poze, eu ca un dinozaur în spatele decorului. Poze, mă rog, am făcut și noi, să știți, dar nu în interiorul spitalului, că nu este voie. Știu. Am făcut în afara spitalului și am văzut acea morgă mobilă, care în jurul ei mirosea. De ce mirosea? Ea era într-adevăr pornit, avea sistemul frigorific pornit, dar mirosea pentru că ei mai cărau cadavre din morgă, care era, morgă era plină, sertarele din morgă erau pline, 14 sertare, dar erau puse cadavre și pe jos. Și le luau pe cele de pe jos care n-aveau, practic, n-erau puse într-o temperatură încât să se poată conserva cele câteva zile. Era vorba de weekend aici, dar să nu uităm. În weekend nu se scot pacienții decedați. Până dacă au decedat vineri la prânz, până luni la prânz nu pot fi scoși. Sau luni până la 10-11. Nu sunt tratați nici pacienții care trăiesc. Dacă te duci vineri până luni... Apropo de asta, aveți informații concrete în cazul despre care vorbim acum, cel cu 17 morți, că într-adevăr nu s-a administrat această substanță, noradrenalina, și că aceasta ar fi fost cauza pentru care cele 17 decese ar fi survenit? Vedeți dumneavoastră, și această informație este o fumigenă aruncată tot de conducerea spitalului, de fapt nu aruncată, a fost corect reclamată de o asistentă și de o altă asistentă, nu uităm că sunt două asistente, da, nu una cum s-a vorbit, a fost reclamată la directorul de îngrijiri medicale, pentru că ele sunt supuse directorului medical în mod direct, iar directorul medical a procedat cât se poate de corect, a sesizat managerul mai întâi, dar pentru că era vorba de o suspiciune de decese, suspecte. De deces evitabil, da, și atunci directoarea, în mod foarte corect, a acționat și a sesizat și parchetul. Deci așa se procedează, așa e legal. Nu s-au făcut necropsii pentru că am avut familii care au reclamat că dacă au solicitat să se... De ce au murit? Și asta și dumneavoastră mai devreme și alte posturi de televiziune cu aparținători ai pacienților, cei de acolo, o mare vrăjeală, să spunem pe românești așa, îi induceau în eroare că știți că nu se mai poate, că e târziu, că sunt descompuși, că au murit de joi, că au murit de vineri și acum luni nu putem să... Deși dacă aparținătorul reclamă că e o moarte suspectă, legea spune foarte clar. Trebuie șeful de secție să pregătească procedurile pentru declararea morții suspecte, da? Și orice altă persoană din spital, o altă asistentă, al medic, medicul curant al pacientului, dacă spune, domnule, ia vedeți că este o moarte suspectă, care nu poate fi, eu știu, datorată greșelii unei persoane. Bun, acum ce se mai poate face? Din alte motive. Domnule Barba, am auzit o vorbă de mie, una mea săribasca. Se mai poate face ceva respectiv? Se poate face descumarea celor 17 cadavre în momentul ăsta, a șaptea zi după Scripturi? Și efectuarea necropsiilor se acum? Se poate face. Se vor vedea escarele adânci și pe toate spatele la pacienți. Se pot face analize în cadrul laboratorilor de medicină legală legată de nutriția acestor persoane. Noastră vă dați seama cine ar putea să trăiască o lună, două luni, trei luni fără să fie corect alimentat. Pentru că, efectiv, oamenii ăștia nu primeau decât o supă chioară, da, pe o sondă nazogastrică, în rest nu mâncau, foarte puțin au beneficiat de acea, să spunem, alimentare parenterală,
sunt mai multe substanțe care sunt administrate la pacienții care nu se pot hrăni, dar care conțin niște aminoacizi, conțin proteine, conțin vitamine, exact resursele alimentare pentru care pacientul are mare nevoie, pentru că nu se recupera, poate recupera, nu se poate însănătoși doar cu medicamente. Alimentația este esențială, da? E, nu aflați că ei nu erau hrăniți. Pacienții erau infectat, că toată lumea zice noradrenalină în sus, parte e posibil să fie decedat și din această cauză. Majoritatea au decedat din cauza șocului septic, adică infecții puternice, atât urinare și dar pulmonare. Dar știți lucrurile astea, că ce le spuneți pe noi ne înfioară, numai că sunt vorbe spuse deocamdată. Aveți dovezi în legătură cu toate lucrurile astea, cu alimentația deficitară? Bineînțeles. Dovezile se găsesc chiar la spital. Noi n-am avut acces, dar am avut și noi informații de la... Am avut acces la oameni care ne-au informat de ani de zile, da? Care sunt, erau cândva, cumva, avertizorii noștri de integritate. Dar de când s-a modificat legea, a trebuit să modificăm și noi atribuțiile pe care le avem în acest sens. Deci erau acești oameni care ne spuneau, domne, nu avem, nu pot să spun pe post acum că e, are denumire comercială, care se alimentație parenterală. Da. În fiecare zi se schimba, deci astăzi aveam meronem, care este un antibiotic, se folosește foarte des în terapie intensivă, tienam și așa mai departe. O zi aveau meronem, altă zi aveau tienam, le schimbau. Noi, medici, nu înțelegem discuțiile astea, dar știți ce o să facem, domnule Barbu? Cu ajutorul dumneavoastră și altor oameni care sunt implicați în acest caz, o să urmărim împreună cazul, pentru că noi deocamdată facem supoziții, dumneavoastră n-ați avut acces în spital, nici noi de altminteri. Noi nu facem supoziții, Aică, să știți, acum eu ce vă spun, sunt date certe, da? Și parchetul, să știți că a intrat în posesia acestor dovezi. Informații, asta e foarte bine, e altceva. Sub acest aspect. Mulțumim tare mult. O să rămânem în legătură cu dumneavoastră de la un punct încolo. Ministrul Sănătății. Am văzut. Da. Ministrul Sănătății, să știți că mi-a solicitat să-i fac în scris toate aceste deficiențe și în cursul zilei de astăzi vor fi gata toată lista de deficiențe pe care noi am constatat-o, pentru că a mai fost corpul de control și tot așa ni s-a spus că n-au găsit nimic. E, acum le dăm, efectiv îi trimitem și la nume, și la foi de observație, exact. Și la inventare. Date, fapte, întâmplări, aveți dreptate, domnule Barbu. Am stat de vorbă cu domnul Vasile Barbu, președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților, care încearcă să facă lumină într-un caz atât de beznă. Domnia sa avea cunoștință de niște orori care se întâmplau acum zile multe. Din nefericire însă n-au răsunat unde trebuia și iată că între 4 și 7 la spital, aprilie, la Spitalul Sfântul Pantelimon, au murit 17 oameni. Cel puțin așa am citit noi în presă și de-aia am dat telefoanele pe care le-am dat.